La Iași toată lumea știe, mâncarea e gustoasă, vorba dulce și fetele frumoase. Asta nu înseamnă că băieții sunt urâți. Numele meu este Bumbaru Sorin, am 18 ani, sunt din Galați, sunt elev. Uite-l pe ăsta, mă. Deci ce boală am pe el. Ăsta era, din câte ține minte, ăsta era prezentatorul de chiloți, nu? Chiloțarul, da. E, modelul de lingerie intimă. În timpul liber sunt și model. Am destule prezentări de modă prin toată țara. Ultima chiar a fost la Sibiu, unde au fost 9000 de oameni. Aș dori să ajung cât se poate de celebru, bineînțeles, cum își dorește fiecare persoană. Să fiu cunoscut de o lume întreagă. Să pot realiza lucruri destul de mari. Avantajul meu față de ceilalți concurenți de la X Factor cred că este vocea, care cred că este unică. Probabil carisma. Mă place lumea. Și astăzi, când văd privirile astea de răpitor masculin, te pe tine și pe gesturile exersate în oglindă, cu p***a. Să cenzurați, mă, dar lăsați-mă să mă simt bine la interviu. Îmi stă bine părul? Ia. Yeah. Foarte bine. De ce vrei să cucinești? Foarte bine. Asta? Nu vreau să văd dacă e sincer. Cum te cheamă? Sorin. Sorin Bumbaru. Sorin, Sorin. Sorin, moartea Deli. Nu-mi dau seama dacă la vremea aia mi-a plăcut foarte mult sau nu, pentru că nu mi-amintesc. Sunt din Galați, am 18 ani. Și arăt foarte bine. Mersi, mersi. Vai, cum de el din priviri, ești foarte tare. Hai vino, hai vino, hai. Parcă e concurs de hipnoză, frate. Băi, tu semeni cu cineva. Cu cine? Cu mine. Twilight, ceva, o chestie, nu știu, nu dau seama, mă prinde până la sfârșit și zic. Auzi, Delia, condu discuția, te rog frumos, fă ceva. Asta zi, ce-ți place să cânti și de-astea? Ce mai contează, te măriți, ești ca și moartă. Soul, genul soul sunt. Soul. Deci arăți așa și cânti și soul? Și... Poți să ne cânti o piesă din repertoriul Cannibal Corpse? Nu cunosc, îmi pare rău, o să vă cânt de la Elton John, Your Song. Eram sigur, Elton John. Ce cântăm astăzi? Ce cântăm? Mersi mult! Elton John! Vai! Și nu cânta nimic, era un... Piesă grea, cum să cânti când ai un firicel de voce? Ai auzit unde erai? Probabil că mi-a plăcut, fiind simpatic. Dar acum, privind detașat, mi se pare că mai mult se axează pe imagine. Vocea așa, undeva pe la 6-7 notă. Ce faci? Ce-i cu tine? Ai cântat în 3 tonalități diferite, de ce? De ce bei spulberea bisco? Noi așa, în principiu, cred că ne-am cam lămurit. Ești foarte drăguț. Poate în film, ai teatru... Lenjerie intimă. Lenjerie intimă. Ai avea succes. Cumușel, manechin, tot ce vrei, dar cu vocea zeros. Adică puținos. Păcat. Ai față. Dar când deschizi gura, ești ca Milli Vanilli, adică mai bine... Păi, nu, serios, Milli Vanilli, adică ei erau frumoși, erau așa și cânta altcineva în locul lor. Ți-aș face un rău să-ți spun că o să ajungi mare cântăreț. Dar în momentul ăsta, crede-mă, nu ești pregătit. Îmi pare rău, răspunsul meu este nu. Mulțumesc mult. Ba, adevărul că X Factor este un concurs în care trebuie să arăți bine, să vorbești bine, să dansezi bine, să cânti bine... Trebuie să le ai cam pe toate. La capitolul chiloțăreală, coafura rezistă, băiatul rezistă. Dragă Milli Vanilli, dragă Elton John, sună de parcă te-a epilat cineva cu forța. Răspunsul meu este îngrozitor de simplu. Votul meu este nu. Mersi mult. Și părerile mele de rău sunt false.
Haide, ia-l în brațe că-i trece. Vreau să-i dau răspunsul la ureche să n-audă nimeni, pentru că vreau să rămână doar între noi. A pleacă-ți urechea. Mai puțin să te salvez eu. Răspunsul meu este... Da! Din păcate nu ajută la nimic, dar... Nu mi se mai pare atât de wow. Anii au trecut, pretențiile cresc. Odată cu anii, ce vrei, asta e. Ce e de vial? Vreau în bootcamp, la tine în echipă, nu? Vreau să facem exerciții de respirație. Gură la gură? Nu, de tehnică, cum să respire ca să-i ajungă. Înțeleg. Rupea România, băiatul ăsta, dacă avea și puțin mai multă voce. Acum, din câte știu eu, el este într-o formație, în formația șat. Cântă în formația șat? Într-un boy band. Da? Într-un boy band. Măcar s-a întâmplat ceva cu el. De ce bine? Mi-ai fost, credeam că te știu pe de rost. Acum ești departe, undeva, mă-ntreabă de tine inima. Ce boy band? Cum? Shat. Shat, vai, cât de interesant, ce inteligent. În ce trupă ești? Sunt în trupa Shat. Și ce album a scos? The Fuck Up?